Bun găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Hipertensiunea, boala de care nu scapi până în clipa morții. Cauze, simptome, diagnosticare, tratament. Un pacient cu probleme dentare grave a venit de la mii de kilometri depărtare pentru a se trata în România. O să vedem ce i-au oferit dentiștii noștri. Sucul din grâu verde, sursă de sănătate pentru organism și o mască din miere și avocado, ideală pentru ten. Hipertensiunea, o boală care afectează tot mai mulți oameni în întreaga lume, de la copii și până la persoane de vârsta a treia. O boală care poate fi ținută sub control, dar niciodată vindecată. Diagnosticată la timp și tratată, hipertensiunea nu distruge organismul, dar un diagnostic târziu scurtează viața. Despre diagnosticarea bolii, tratament și pericolele care îl pândesc pe hipertensiv ne spune profesor dr. Daniela Bartoș, medic cardiolog. Hipertensiunea arterială e o boală de sine stătătoare. Sau poate să fie o reacție la un stres, o reacție hipertensivă. Dar ca ceea ce se înțelege în mod obișnuit, este boală. Hipertensiunea este o boală, iar eu obișnuiesc să le spun la bolnavii pe care i-am depistat a fi hipertensivi, că odată depistată hipertensiunea și odată diagnosticat ca fiind hipertensiv, în 95% din cazuri se însoară cu această boală și nu se va despărți de ea decât la moarte. Organizația Mondială a Sănătății a identificat hipertensiunea arterială sau tensiunea arterială crescută ca fiind prima cauză a mortalității cardiovasculare în lume. Hipertensiunea este clasificată în hipertensiunea arterială primară sau esențială și în hipertensiunea arterială secundară. Potrivit profesorului dr. Daniela Bartoș, medic cardiolog, 95% din cazuri fac parte din categoria hipertensiunii arteriale esențiale. Asta înseamnă o presiune arterială crescută fără a avea la bază o cauză medicală evidentă. În cazul hipertensiunii secundare, aceasta este determinată de afecțiuni la nivelul rinichilor, arterelor, inimii sau sistemului endocrin. 5% sunt așa zisele hipertensiuni secundare. Acele hipertensiuni secundare cunosc o cauză care poate fi înlăturată și în momentul în care ai tratat cauza, ai scăpat de tensiune. 95% sunt fără o cauză decelabilă. Și asta este așa zisa hipertensiune arterială esențială, hipertensiunea boală. În literatura de specialitate, hipertensiunea este o boală caracterizată prin valori crescute ale presiunii arteriale. Valoarea ridicată face ca inima să pompeze într-un ritm mai accelerat față de ritmul normal, pentru a propulsa sângele în vasele sanguine. Presiunea arterială este de două tipuri. Presiunea arterială sistolică, adică presiunea sângelui în artere în timpul contracției mușchiului cardiac, și presiunea arterială diastolică, însemnă presiunea sângelui în perioada de relaxare a mușchiului cardiac. Tensiunea se măsoară în deopște cu ajutorul tensiometrului, dar sunt și cazuri în care este necesară introducerea în vasele sanguine a unei sonde. În perioada de repaus, presiunea arterială sistolică normală se încadrează între 10 și 14, iar presiunea arterială diastolică normală între 6 și 9. În general, pacienții cu hipertensiune sunt depistați în timpul unor controle de rutină, urmate de investigații elaborate. În general, bolnavul vine la consultație pentru o durere de cap, pentru o amețeală, pentru o tulburare de vedere, în marea majoritate a cazurilor. Alții n-au niciun fel de manifestare și ajung să fie depistați ca hipertensiv cu ocazia unui control de rutină făcut pentru cu totul altceva. Și atunci cel mai bine și cel mai corect ar fi ca orice pacient sau orice om care se prezintă într-un anumit spațiu medical, să oricărui pacient să-i se măsoare și tensiunea arterială, fiindcă nu totdeauna este simptomatică. Stabilirea profilului pacientului este importantă la prima discuție cu medicul. Acesta hotărăște apoi ce investigații sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului. În mod tradițional, pentru început sunt necesare 3 măsurători ale tensiunii la intervale de o lună de zile. Evaluarea inițială a pacienților hipertensivi include analiza istoricului medical complet și examinarea fizică a fiecăruia. Medicul de familie, Mihaela Radcu, spune că la prima consultație, care durează în medie o jumătate de oră, pacientului
îi se ia tensiunea de 2 ori la ambele brațe. Este important ca valorile tensiunii să fie măsurate atât în poziția culcată a pacientului, cât și stând în picioare. Atunci când medicul măsoară valorile tensiunii, trebuie să respecte câteva reguli esențiale. Presiunea în manșetă trebuie crescută lent și apoi se descrește la fel lent, în așa fel încât zgomotele sistolic și diastolic să fie corect percepute. După primele investigații, medicul poate să decidă setul de analize necesare pentru stabilirea diagnosticului. Ca modalitate de investigație, am putea începe cu un set de analize generale, unde suntem atenți să vedem valorile colesterolului, deci profilul lipidic al pacientului respectiv, glicemia, acid uric, probele renale. În general, hipertensivii depistați în faze mai avansate ale bolii prezintă o afectare a organelor interne, cum ar fi inima, rinichii sau ochii. După stabilirea diagnosticului de hipertensiune arterială, pacientul este trecut pe tratament. Din păcate, sunt mulți bolnavi care, din momentul în care încep să se simtă bine, renunță la medicație. Marea majoritate a bolnavilor, și cred că aici este lipsa noastră de dialog cu bolnavii și lipsa noastră de educație pe care trebuie să o facem pacientului hipertensiv, înțeleg că și au tratamentul o lună, le-au scăzut valorile tensionale, după care se consideră că s-au vindecat. Lucru care este total eronat. El nu se vindecă de hipertensiune. Deci el trebuie să știe că nu se va vindeca de această boală, că boala trebuie să o trateze toată viața și de cât de serios o abordează, va reuși să evite complicațiile și accidentele pe care le dă în mod obișnuit această boală. Eu cred că dacă respect tratamentul pe care mi-l dă medicii, pe părerea mea este o boală care se poate duce, la fel ca și diabetul, numai că trebuie controlat. Hipertensiunea arterială este un factor de risc major pentru cazurile de atac de cord, insuficiență cardiacă, anevrisme ale arterelor, boală arterială periferică și este cauza bolilor renale cronice. Chiar și în cazul unei creșteri moderate a valorilor tensiunii arteriale, speranța de viață scade. Hipertensiunea poate să apară și în cazul femeilor gravide. Este diagnosticată în circa 10% din sarcini. Cele mai multe gravide aflate în această situație au hipertensiune arterială primară preexistentă. Tensiunea arterială mare în sarcină poate fi un prim semn de preeclampsie, o stare gravă manifestată în partea a doua a sarcinii și în ultimele săptămâni dinaintea nașterii. Apariția valorilor crescute ale acidului uric, alterarea probelor renale și apariția microalbuminuriei reprezintă semne de agravare a problemelor tensionale și este o pacientă cu risc care trebuie identificată, supravegheată și tratată cu cea mai mare seriozitate. Înainte de începerea unui tratament medicamentos pentru hipertensiune, se recomandă modificarea stilului de viață, cu scopul de a scădea tensiunea arterială. Modificarea obiceiurilor alimentare și a stilului de viață poate aduce ameliorări, ținând sub control presiunea arterială și poate reduce riscurile asociate cu anumite complicații ale stării de sănătate. Vă spun că vina noastră este că ar trebui să ne axăm puțin mai mult pe măsurile de educație. De educația populației. Cum să mănânce, cum să facă mișcări, cum să înțeleagă ce e cu boala asta și ce vrea ea de la populația umană. Există un număr semnificativ de persoane hipertensive care nu știu că suferă de această boală, iar incidența crește de la o zi la alta. Din păcate e foarte mare. Dacă o să vă uitați la bolile cardiovasculare și la incidența factorilor de risc, o să vedeți că hipertensiunea e pe primul loc. Iar noi am făcut un studiu, acum vreo 2 ani, studiu SEFAR s-a numit, pe vreo 2000 și vreo 400 de oameni, de subiecți, aleși și aleator din populația României. Și la noi în țară, incidența hipertensiunii este de 40%. Această incidență a hipertensiunii crește cu vârsta. Și cu cât 40% este medie, pentru că dacă depășești 80 de ani, incidența se duce spre 80%.
Problemele dentare grave au în general repercusiuni majore în viața omului. Ne referim aici atât la efectele asupra stării de sănătate, cât și la implicațiile financiare care afectează buzunarul. Dantura distrusă înseamnă o masticație deficitară, dar și infecții cu efect devastator asupra organismului. În plus, costurile privind refacerea dinților înseamnă un efort financiar destul de mare, pe care, din păcate, nu și-l permite oricine. Totuși, dacă o să comparăm prețurile serviciilor dentare oferite în clinicile autohtone cu cele practicate în străinătate, o să vedem că este mult mai ieftin să ne facem dinții în România. Un aspect care îi atrage tot mai mult pe străini și care devine convingător chiar și pentru românii cu stare. Argumentele o să le vedem în reportajul care urmează. Acest caz e deosebit în primul rând faptul că pacientul a venit din Italia pentru tratament și am avut la dispoziție doar 3 zile pentru prima etapă și totul a trebuit să fie planificat extrem de bine, pentru că nu mai avem șansa să reintervenim ca în cazul unui pacient care vine din România. L-am operat acum 6 luni de zile și astăzi a venit pentru lucrarea finală, pentru amprentele finale și în care noi a trebuit să avem garanția calității materialului pe care le-am utilizat și a tehnicii pe care am utilizat-o, astfel încât să nu fie necesar să vedem pacientul 6 luni de zile după o intervenție chirurgicală majoră. Deci, practic, a trebuit să scoatem ce dinți mai avea pacientul, care erau extrem de afectați, a trebuit să curățăm infecțiile care erau la nivelul osului cantonate după ani de cronicizare a acestor infecții, erau niște defecte foarte mari. Și a trebuit să reparăm și osul, a trebuit să punem și implanturile și cel mai important lucru pentru pacientul nostru, a trebuit să-i redăm zâmbetul, a trebuit să-i punem dinții în aceea zi. Și apoi, ce e foarte important pentru noi, tocmai să putem să avem siguranța că când vine peste 6 luni de zile, o să găsim implanturile vindecate foarte bine, nu s-a mișcat absolut nimic, osul s-a refăcut complet, avem o gingie sănătoasă și acum putem să mergem să-i oferim pacientului lucrarea definitivă. Pacientul italian s-a hotărât să-și trateze dantura în România după ce a aflat de la o cunoștință că raportul calitate-preț al serviciilor medicale oferite în clinicile noastre este mult mai bun decât în Italia sau în alte țări europene. El ne-a trimis o radiografie pe e-mail, i-am confirmat că se poate realiza această procedură, i-am comunicat costurile, apoi am luat legătura astfel încât să ne ocupăm și de partea de cazare, să vedem exact dacă are ceva afecțiuni generale de care noi trebuie să știm să le pregătim dinainte și ne-am organizat în așa fel încât în momentul în care a venit, a aterizat în București, deja a venit la prima consultație, am luat amprentele inițiale, am rediscutat planul de tratament să fim siguri că totul este înțeles și acceptat, iar a doua zi de dimineață am început intervenția. Deci nu a mai fost necesar să așteptăm, să comandăm lucruri. Asta este, să spunem, unul din avantajele că facem foarte multe cazuri de genul acesta, pentru că avem întotdeauna un stoc foarte mare de materiale, de implanturi, de bonturi, astfel încât să putem să fim, cum place mie să spun, putem să fim și puțin spontani, adică putem să tratăm pacienți chiar dacă n-aș fi avut ocazia să-i văd radiografia dinainte, chiar dacă eu făceam cu o zi înainte, sunt sigur că puteam să rezolv cazul. În astfel de cazuri, medicii dentiști iau în calcul și posibilitatea ca pacientul să aibă probleme de sănătate care ar putea afecta intervenția asupra danturii. Ce dificultăți am fi avut din punct de vedere al sănătății generale a pacientului ar fi fost dacă era un tratament cu anticoagulante, de exemplu. De asemenea, dacă este un pacient diabetic care nu are deloc grijă de sănătatea lui și ar fi avut hemoglobina glicozirată la niște valori anormal de mari, care pentru noi este un semnal de alarmă că e clar că acel pacient nu se va vindeca normal. Și atunci iarăși e un motiv de a amâna intervenția, nu e un motiv de a interzice intervenția. Pentru că, în general, și cu anticoagulantele există soluții, se schimbe tratamentul de către medicul care l-a pus pe acel pacient pe anticoagulante, astfel încât să-i scadă INR-ul și să putem să facem o intervenție chirurgicală în condiții de plină siguranță. Și când vine vorba de diabet, cu puțină consiliere care începe la noi în cabinet și se continuă cu medicului diabetolog, putem să reglăm diabetul pacientului și să reușească să primească aceste implanturi și să poată să schimbe viața mai bine.
Lucrarea a fost finalizată și, practic, pacientul se poate bucura de zâmbetul câștigat în clinica stomatologică din România. În general, noi ne adaptăm foarte mult la pacient cu lucrările acestea finale. Adică trebuie să-i placă foarte mult pacientului. Unii își doresc să fie dinții puțin rotiți, unii își doresc să pară cât mai natural, unii își doresc dinții perfecți, albi, imaculați. Depinde foarte mult de la pacient la pacient. Aici, în partea aceasta de estetică, comunicăm foarte mult cu pacientul și nu încercăm noi să-i impunem niște standarde. Adică pe noi ce ne interesează este partea medicală, adică substratul biologic, osul, gingia, implanturile să fie foarte sănătoase, dar apoi ce fel de dinți punem și cum să arate aceștia depinde foarte mult de părerea pacientului. După ce am trecut cu bine de această probă, practic în 3 zile deja lucrarea este fabricată, se montează tot prin înșurubare și pacientul poate să plece liniștit. Perché cercavo qualcosa di... Am căutat o soluție pentru a-mi rezolva problema într-un mod cât mai scurt de timp și fără durere, iar prețurile să fie corecte, și am simțit încredere. Centrul de excelență în sănătate și turism, o investiție de circa 200.000 de euro realizată în incintari în Grand Hotel din București de clinicile dentare Dr. Leahu și Agenția de Turism Seitur, oferă servicii integrate de medicină dentară și turism pentru adulți și copii la cele mai înalte standarde de calitate. Din gama de servicii medicale fac parte, printre altele, implantologia orală, estetica dentară, chirurgia oromaxilofacială, endodonția, chirurgia estetică și plastică și tehnologia anti-îmbătrânire Endoret PRGF sau acceleratorul frumuseții, completate de serviciile de turism medical și consiliere educațională. Proprietățile curative ale sucului de grâu verde și o mască de sezon cu efecte deosebite. Imediat după publicitate, rămâneți cu noi! A venit primăvara, iar organismul slăbit de perioada în care a fost hrănit din cămară are nevoie de o sursă de hrană vie, benefică. Se spune că sucul de grâu verde este cea mai bogată sursă de clorofilă vie, cu efecte extraordinare de primenire a sângelui și, în general, a țesuturilor. Calitățile curative ale sucului de grâu verde și secretele unei măști din avocado și miere cu efecte extraordinare asupra tenului. La rubrica de remedii naturiste, cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Astăzi vom vorbi despre grâul verde și minunatele sale virtuți terapeutice. În ceea ce privește efectele asupra organismului, vom vedea că sucul din mlădițe de grâu verde are capacitatea de a susține și de a proteja practic toate funcțiile și procesele din corpul omului. Printre altele, sucul de grâu verde are efect alcalinizant, energizant și revitalizant. Contribuie la o mai bună eliminare a toxinelor din sânge, susține sistemul imunitar și stimulează producția de globule roșii, fiind un puternic purificator. De altfel, sucul din mlădițe de grâu verde este și un puternic detoxifiant al ficatului. În afecțiunile oncologice, ameliorează efectele adverse apărute în urma chimio- sau radioterapiei, dar previne și apariția celulelor canceroase. De asemenea, s-a constatat că sucul din mlădițe de grâu neutralizează radicalii liberi. S-a constatat de asemenea că accelerează procesul de regenerare al țesuturilor în urma unor boli sau intervenții chirurgicale. Experimentele au demonstrat și faptul că stimulează metabolismul și toate procesele enzimatice ale organismului și elimină acidoza metabolică. În plus, stimulează glanda tiroidă, previne alergiile și tratează afecțiunile pielii. În aparatul digestiv, sucul din mlădițe de grâu verde are un puternic efect de curățare. De asemenea, s-a constatat că favorizează regenerarea mucoasei lezate în urma unor afecțiuni gastrointestinale, cum ar fi ulcerul. În acest proces reparator, calmează durerile, cicatrizând leziunile mucoasei și normalizând problemele digestive.
Trebuie să mai știți că studiile au demonstrat că acest suc este un tratament de întinerire și înfrumusețare, deoarece substanțele conținute în mlădițele de grâu verde încetinesc procesul de îmbătrânire. Se spune că dacă este consumat consecvent, sucul din mlădițe de grâu verde redă părului cărunt culoarea naturală din tinerețe. Mai mult, acest suc are puterea de a întineri organismul și de a spori fertilitatea. În scop curativ, mlădițele din grâu verde se pot consuma sub formă de pulbere dizolvată în apă sau sub formă de suc. Acest suc, dulce la gust, se obține dacă se pun mlădițele de grâu verde într-un storcător. Se administrează în cure între 10 și 21 de zile. Se bea câte un sfert de pahar de suc, de 3 ori pe zi, pe stomacul gol, înainte de mesele principale. Unii fitoterapeuți susțin că ar fi mai bine ca o cură să înceapă cu administrarea de doze mici, aceasta însemnând o lingură de suc de mlădițe de grâu verde administrată înainte de fiecare masă și crescând astfel doza până se ajunge la 50 de mililitri. Pentru un efect cât mai bun al curei de grâu verde, este bine să se adopte un stil de viață sănătos. Aceasta înseamnă o alimentație naturală și echilibrată, activități în aer liber și, cel mai important, o stare de spirit cât mai armonioasă. Dacă veți combina toate aceste elemente, beneficiile vor fi pe măsură. Veți constata semnele evidente ale detoxifierii, o respirație mai bună, o reglare a funcției digestive și o creștere a vitalității organismului. Atât despre grâul verde. A sosit momentul să ne ocupăm și de frumusețea tenului dumneavoastră și vă propun astăzi o mască naturală, simplă, din avocado și miere, cu efecte excelente asupra pielii. Curățați un fruct de avocado, pasați pulpa și adăugați o lingură de miere de albine. Amestecați bine, iar pasta obținută o aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați-o să acționeze circa 20 de minute, după care o îndepărtați cu apă călduță. Apoi clătiți cu apă rece. Este bine să aplicați această mască o dată pe săptămână. Efectul este de împrospătare și catifelare a pielii, indiferent de tipul de ten. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că bicarbonatul de sodiu este substanța cea mai indicată, deoarece este cel mai puțin nocivă pentru a curăța de murdărie fructele și legumele proaspete? Presărați un pic de bicarbonat pe un burete ușor umezit, curățați fructele și legumele, apoi clătiți-le. Știați că mierea naturală de albine se dizolvă mult mai lent în apă decât cea contrafăcută? Știați că un bărbat are între 3 și 10 erecții pe noapte? Acestea au mai degrabă legătură cu bioritmul hormonal, așa că nu vă suspectați partenerul care avea vise erotice. Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că e mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!